Și cumpărând miruri foarte de dimineață, au venit la mormânt. Iubiți credincioși, Hristos a înviat. Suntem în aceste zile pline de bucuria și de lumina învierii, zile în care îi cinstim pe martorii învierii. Și ca pe niște martori și mărturisitori și propovăduitori ai învierii, astăzi, în duminica a treia, după Sfintele Paști, le cinstim pe femeile mironosițe sau purtătoare de mir, cum le numește biserica. În Sfânta Evanghelie sunt amintite cu numele lor aceste femei. Și ele sunt Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacob și a lui Iosie, Salomeia, Maria lui Cleopa, Ioana, soția lui Huza, un slujbaș de la curtea lui Irod, și Suzana. Mai sunt pomenite și cele două surori ale lui Lazar, Marta și Maria, și bineînțeles, Maria, Maica Domnului. Ne întrebăm poate, dar de ce le cinstim pe aceste femei? Le cinstim și ne închinăm lor? Pentru că au fost o însoțire sfântă, o unire cinstită spre slujirea dumnezeiască. Le unea o legătură sfântă ce izvora și se împlinea în Hristos Domnul. Au avut o prietenie duhovnicească și au încercat să urce tot mai sus, ca împreună să se bucure de arătarea lui Dumnezeu. Pentru că prietenia nu înseamnă a ne vedea unul pe altul, ci să avem împreună același scop, să avem același ideal. Și piscul în care se uneau privirile și dorințele purtătoarelor de mir a fost Hristos Mântuitorul. De aceea, încă de atunci le-au devenit modele care întrupează virtuțile evanghelice ce trebuie să împodobească femeia creștină. Vom vorbi azi femeilor creștine despre femeia creștină, încercând să arătăm care sunt cele mai alese miruri ce poate și trebuie să aducă o purtătoare de mir a zilelor noastre. Sfântul Evanghelist Marcul scrie despre mironosițe că îi urmau lui Iisus Hristos și îi slujeau. Trebuie să acordăm o deosebită atenție acestui cuvânt, slujeau, pentru că despre nimeni altul nu scrie în Evanghelie că a slujit Domnului, adică celui care a venit să slujească și nu să fie slujit. Primele care s-au învrednicit a se numi slujitori ai Domnului au fost mironosițele femei. Iar înălțimea sufletească a femeilor credincioase se arată mai ales prin afecțiune, dragoste și slujire. Mironosițele nu au lăsat toate, cum au făcut Sfinții Apostoli. Ele însă au dăruit toate. Odată ce au dăruit Domnului inima lor, au dat desigur și cele ce erau ale lor. Întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos le-a schimbat și le-a sfințit viața. Aceste sfinte femei
N-au fost mironosițe numai pentru că în dimineața învierii s-au dus la groapă ca să ungă cu mir trupul lui Iisus Hristos? Acesta ar putea fi actul final de încununare a frumoasei lor slujiri. Rânduiala lor de mironosițe a început încă din clipa când s-au plecat sub binecuvântarea Mântuitorului. Din clipa convertirii sau din ceasul când l-au cunoscut pe Iisus, ele nu l-au mai părăsit. Această credincioșie a femeilor din Evanghelie a fost bogat răsplătită, căci ele au fost cele din tâi care au aflat de la înger vestea învierii Domnului. Iar dintre ele, una, și anume Maria Magdalena, a fost cea din trei ființă pământească care l-a văzut și a vorbit cu Iisus cel înviat din morți. Sfântul Vasile cel Mare scrie că Dumnezeu când a făcut femeia nu a luat numai carne din carnea bărbatului ca să nu fie femeia slabă și neputincioasă, ci a luat și os din oasele lui ca să-i dea și putere. Astfel Dumnezeu a făcut-o pe femeie delicată și puternică, sensibilă și perseverentă, mai ales prin dragostea ei. Și trebuie să știe femeile creștine că puterea dragostei este cea mai mare armă prin care ele pot deveni eroine. Dragostea este prin excelență o virtute feminină. Femeia fără dragoste înseamnă o denaturare a firii. Și de aceea, unele nume, cum ar fi Izabela sau Irodiada, ca să le amintim doar pe cele din Sfintele Scripturi, dar și altele asemenea lor, din diferite vremi, care au arătat ură și răutate, provoacă tuturor până astăzi antipatie și scârbă. Vremea noastră, oricât se pare de a fi de seacă și disgrațioasă, nu este lipsită de dragostea care izvorăște din credința, din dragostea ce are să lași mai ales în sufletul femeii. La orice pas în jurul nostru întâlnim manifestări ale dăruirii și jertfelniciei feminine. Nu căutați asemenea exemple foarte departe. Ele pot fi găsite în vecinătatea noastră sau chiar în casa noastră. Femeie mironosiță este fiica care, în boală sau la bătrânețea părinților ei, stă lângă patul lor ca să-i îngrijească, ca să le îndulcească ultimele zile ale vieții, ca să le dăruiască mirul dragostei și a recunoștinței ei. Este sora care cu fața palidă de nesomn stă și lucrează până peste puteri ca astfel să sprijine frații mai mici care găsesc în fața ei afecțiunea părinților pierduți. Dragostea ei este atât de puternică încât nu vrea să se mai gândească deloc la ea, ci doar la cum să-și vadă frații crescuți, educați și rânduiți fiecare. Femeia mironosiță este o soție bună, slujitoare la altarul îndatoririlor zilnice, care cu intuiție știe să abată relele și tămăduiește rănile, care își ascunde oboseala pentru a se face înger luminos al casei sale. Este mama care renunță la toate pentru a crește și a îngriji cum se cuvine copiii ei, care îngenunchează și se roagă pentru copiii ei bolnavi sau înstrăinați sau risipitori. Cu laptele ei hrănește primele luni rodul plăpând al mădularilor sale.
cu sângele și dăruirea ei îi crește, cu îndrumările și sfaturile ei le arată calea pe care să meargă, cu lacrimile și rugăciunile ei le ridică sufletul din moartea păcatului. Și în sfârșit, femeie mironosiță, este și bunica cea bună care este de două ori mamă. Cu toate că au trecut ani, florile dragostei ei nu sunt ofilite. De jur împrejur răspândește noblețe, cumințenie și nemărginită bunătate, pentru că dragostea ei este însoțită de experiența vieții. Dar dragostea aceasta a sufletului feminin, care este atât de aleasă, poate fi întinată. Dragostea este un cuțit cu două tăișuri și femeia, dacă nu are grijă un pic, poate aduce foc în sufletul ei și în familie. Exemplu și aici trebuie să fie mironosițele. Ele sunt modele de curățenie și viață sfântă. Dar însăși firea o învață pe femeie curăția. Are în ea născută rușinea ca să oferească de pericolele morale, așa cum trandafirul e înconjurat de spini care să-l păzească de mâinile rele. Din clipa în care o femeie a devenit nerușinată și imorală și a părăsit curăția și rușinea firească, și-a pierdut și cununa cinstei. E ca o zăpadă călcată de picioarele murdare. Și va rămâne în acea cădere și nu se va curăți până ce nu se va întoarce prin pocăință. Creștinismul a ridicat femeia din starea de înjosire în care era așezată în timpul păgânismului și a făcut-o împărăteasă și înger al cinstei și al bunătății. I-a redat toate drepturile ce le primise de la Creatorul ei și pe care le pierduse. Femeia de astăzi însă, într-o mare măsură, înșelată fiind, a vrut să-și continue drumul. A crezut că a rupt lanțurile morale și e liberă, dar a căzut roabă plăcerilor vieții. Unde lipsește buna mireasma lui Hristos, acolo este mirosul cel greu al celui rău. Urmările acestei libertăți false le plătește mai întâi chiar ea, femeia, iar mai apoi familia și societatea întreagă. Ce trebuie să mai învățăm de la femeile mironosițe? Evanghelia ne spune că îngerul, după ce le-a vestit mironosițelor învierea, le-a dat poruncă să facă cunoscut acest fapt îmbucurător și apostolilor. Astfel, ele se fac și bine vestitoare. Și de atunci, femeile creștine joacă un rol binefăcător în multe domenii ale vieții sociale, purtând cu ele solia alinării și a izbăvirii. În cele 20 de veacuri de creștinism, asemenea suflete alese, având pe Hristos în inimă și pe buze, mângâie durerea, îndepărtează piedici, previn catastrofe, încălzesc inimi, înflăcărează suflete. Ele aduc în suflete curaj și optimism celor care de multe ori se clatină în clipele grele. Femeia creștină împrăștie ura ce poate exista între frați, între vecini, între colegi. Aduce mângâiere inimilor amărâte, celor din necazuri, celor bătrâni. Aduce bucuria lui Dumnezeu din biserică în casa ei. Purtătoarele de mir stăteau lângă crucea lui Iisus.
erau îndurărate, dar stăteau acolo cu bărbăție, însuflețind și pe alții să stea drepți în încercări. Astfel și femeile mironosite de astăzi pot să răspândească alinare, bucurie, nădejdea mântuirii, cu cumințenie și blândețe, cu cuviință și distincție, cu naturalețe și simplitate. Scopul lor nu este acela de a impresiona, ci de a tămădui, de a bine vesti și de a salva. Cu blândețea și smerenia ce le caracterizează, pot părea neputincioase din exterior, însă în adânc sunt puternice, pentru că urmăresc adevărul și transmit adevărul. Ultimele au plecat mironosițe de la mormânt după îngroparea Domnului și primele au revenit a doua zi foarte de dimineață. Cine ne va prăvăli nouă piatra? Se întrebau ele. Gândul întreabă, limba nu răspunde, însă dragostea își continuă calea până ce Iisus și adevărul lui sting setea duhovnicească din sufletul lor. Iubite surori creștine, este firesc să doriți să deveniți și dumneavoastră purtătoare de mir. Aveți grijă însă ce miruri veți lua. Cele exterioare se prefac și se pierd. Și aromele, și podoabele, și mătăsurile, și tinerețea, și frumusețea. Modele se schimbă. Doar frumusețea sufletului rămâne nemuritoare ca un rod nevestejit. Blândețea, afecțiunea, răbdarea, cumpătarea, buna gospodărire, cumințenia, curăția, credința, dăruirea, îndurarea, cucernicia și alte multe și toate acestea întărite pe piatra ce se numește dragostea de Hristos, iată care este podoba cea nemuritoare a dumneavoastră. Adunați acest buchet și l-așezați în inima dumneavoastră și de acolo în casa dumneavoastră și apoi în întreaga lume. Mireasma și lumina prezenței dumneavoastră vor face atunci din pământ un rai. Iubiți credincioși, pericopa evanghelică a acestei duminici, care este un fragment de la sfârșitul Evangheliei după Marcu, așa cum am auzit, ne prezintă două momente de mare însemnătate. Îngroparea trupului Iisus de către Iosif și venirea femeilor mironosițe care au aflat mormântul gol. Îngroparea este ultimul act al dramei crucii, prin care se încheie activitatea pământească a lui Iisus. Învierea este începutul unei noi lumi care e dăruită oamenilor credincioși. Iisus Hristos a fost și va fi mereu piatră de poticnire pentru mulți. Dar El este mântuitorul tuturor celor ce cred în El. Crucea lui Hristos, pentru iudei sminteală, pentru elini nebunie, ne este nouă semn al biruinței și ne arată nouă tuturor puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu, dar mai ales ne arată marea lui iubire pentru noi oamenii. Tot așa și învierea. Realitatea ei nu se înscrie în legile acestei lumi, dar se sprijină pe temelia credinței. Învierea lui Hristos, necuprinsă de logică și rațiunea omenească, provoacă însă pe tot omul și cere să se poziționeze fie de dreapta, fie de-a stânga. Poziționarea negativă și dușmănoasă
față de înviere, înseamnă robirea omului în limitele existenței lumești, stăpânită de frica morții și a pierderii în nimic. Pe de altă parte, o așezare pozitivă, adică primirea prin credință a faptului învierii, înseamnă deschiderea omului spre o lume nouă a nădejdii, în care zidul morții este dărâmat de nădejdea învierii. Iar Iisus Hristos, cel înviat din morți, se face început al învierii tuturor celor adormiți. Lui fie slava în veci. Amin. Hristos a înviat!